Era odată în Israel, în muntele lui Efraim, o femeie numită Ana, ea nu avea niciun copil. Bărbatul ei numit Elcana, o mângâia mereu, mereu. Iar Ana aștepta îndurarea din mâna lui Dumnezeu. Iar Ana aștepta îndurarea din mâna lui Dumnezeu. Ana se tot ruga în templu, în suflet amărând plângea. Ea a făcut o juruință, Doamne, de mă vei asculta. Să-mi dai și mie un copil și să-mi ridici o cara mea. Ți-l voi da pe totdeauna ca să slujească în casa ta. Eu ți-l voi da pe totdeauna ca să slujească în casa ta. Domnul i-a ascultat rugăciunea și dă tu anii un băiețel. Ana rămâne mulțumită și îl numește Samuel. Ea împlinește juruința ce a făcut-o Domnului. Duce de copil în templu ca să slujească în casa lui. Și-l duce de copil în templu ca să slujească în casa lui. Rămâne Samuel cu Eli în acel ținut din Israel. Căci Domnul avea o lucrare să o facă cu Samuel. Dacă ai făcut o juruință ca Ana s-o împlinești la fel. Domnul îți va da răsplata care a dat-o lui Samuel. Și Domnul îți va da răsplata care a dat-o lui Samuel.